Bună ziua, dragi prieteni! Suntem la una din carierele multiple din Republica Moldova care aduc profituri gras celor care le exploatează și din urma cărora n-are de câștigat nici statul, nici populația Republicii Moldova. Iar băieții șmecheri din 2011 și din anturajul lui Filat și apoi al lui Plahotniuc au lucrat foarte bine, mersi. Astăzi vreau să vă vorbesc despre cariera de la Solonceni. Solonceni Rezina. Astăzi am venit aici la fața locului, având în mână mai multe acte pe care le-am obținut legal din instituțiile statului și vreau să vă spun că la fața locului lucrările de excavație se dau lucrări pe un teren care le aparțin și întrebarea mea cum a ajuns proprietatea statului care este o râpă aici și o pădurișă, unde a fost pădurișă, a ajuns în proprietate privată și cum băieții ăștia beneficiază de autorizații de la Ministerul Mediului și lucrează și scot bani. Dar vreau să vă arăt pe rând. CNA a deschis dosar penal. Descrise în cariera de la Solonceni sau pe acțiunile descrise în cariera de la Solonceni pe firma șefului de la cadastru. Și uitați-vă mai departe. Acțiune 2016. Raport de constatare pentru executarea solicitării Direcției Generale Nord, a Centrului Național Anticorupție din 26.09.16, expediate scrisori ce vin către ministru. Mai scurt, aici e clar tot, Tarasova, pentru recunoaștere pedologică. Și vreau să vă arăt, terenul este situat pe o pantă cu gradul de inclinare 2-3%, ceea ce poate cauza manifestarea slabă a proceselor de eroziune, solul slab erodat. 2. Solul de pe teren dat se găsește în arealul cernoziomurilor obișnuite, luto-argiloase, cu posibilă manifestare slabă a eroziunii și este cernoziom obișnuit luto-argilos. Și 3. Solul de pe teren în cauză posedă numai puțin de 74 puncte de bonitate. Ați văzut, 74 puncte de bonitate. Asta este la solicitarea Centrului Național Anticorupție. Deschis dosarul din 2014. O să vă spun este că băieții nășelului Filat, împreună cu șefa Consiliului Raional. Da, mașinile circulă. Din 2011 au solicitat primăriei Solonceni schimbarea destinației unui teren pe care îl posedă aici, 3 hectare 27, să-i schimbi destinația din teren agricol în teren minier, ca să poată deschide o carieră pe un teren cu o bonitate foarte mare. Șeful de la Institutul Pedologic știa foarte bine că aceasta nu va fi făcută decât dacă va schimba nivelul de bonitate. Punctul de bază a spețoperației era schimbarea artificială a bonității. Ei obțin un certificat de la institut prin care spun că acest teren are 57% bonitate. De fapt, până la 60% putea fi schimbată destinația. După 60% bonitate, doar guvernul putea să schimbe bonitatea. Ei, modificând ilegal bonitatea pământului, merg la primărie, la Consiliu, depun o cerere, Consiliu se întrunește de câteva ori, în final, votează schimbarea destinației, băieții repede iau actul și pleacă de urgență și îl înregistrează la cadastru. Se sesizează prin intermediul Consiliului sau a secretarului Consiliu, CNA-ul. CNA-ul stabilește raport de expertiză, v-am arătat raportul, care spune că e 74, nu mai puțin de 74, dar mai am un raport, am și vă-l caut pe ăsta, care spune că bonitatea pământului este de 79,86 și aici nu putea fi schimbată destinația. Ăștia își abrogă decizia, Consiliul, le întoarce 700.000 de lei pentru schimbarea destinației. Doar că la cadastru au rămas în continuare și acum vă arăt probă. Ăsta e primul act de care vă vorbeam, extras, agenție. Și uitați-vă, Rezina, Comuna Solonceni, extravilan, pentru exploatare minieră, 3,47 hectare. Acum vă arăt data eliberării, 29.03.2022, data eliberării. Și uitați-vă destinația, deja e agricol. Întrebare pentru organele competente, când s-a reușit schimbarea destinației, dacă nu, o astfel de decizie nu exista? Acum primăria mai dă o decizie, proiect. Din 22.08.2022, asta din 22 august, cu privire la schimbarea categoriei de destinație, terenul agricol, număr cadastral, suprafață 3,34 hectare, proprietate privată, sand gravel, având în vedere și tot asta, decide
se stabilește executarea lucrărilor. Toate documentele. Pentru asta ar trebui să avem o comisie formată din Agenția de Mediu, Ministerul Mediului, CNA-ul, să ne spună tot dosarul. Și mai important, poate un grup de deputați de la majoritatea parlamentară, dacă nu-i mai interesează. Știu oameni care s-au supărat tare că le-am spuneam eu că au interes în domeniul carierelor. Eu sunt sigur că domeniul carierelor au rămas. Iar gurile rele de aici, de la Solonceni, spun clar că nășelul lui Filat și cu fosta președinte de Raion nu mai au interes în domeniul minier, s-au retras din activitate minieră pentru că s-a schimbat puterea. Cât a fost Plahotniuc, lor li s-a permis. Acum s-a schimbat puterea, au venit oamenii buni. Acum, eu nu vreau să intru în detalii, dar oamenii bănuiesc că cineva din guvernare, din actuala guvernare, majoritate parlamentară, miniștri care mai sunt ei, au interes și protejează această schemă rușinoasă prin falsificarea actelor publice. Aici au existat fâșie forestieră, drum public, o schimbat primăria, destinația. Pentru asta ar trebui să stabilească CNA-ul și Procuratura Generală dacă nu este componență de infracțiune penală. 2. O schimbat destinația minieră. 3. Cel mai important lucru pe care vreau să vă-l spun, că băieții ăștia de la guvernarea actuală, ce au făcut? O modifica codul funciar. Asta e o lovitură pe care nu a aplicat-o nimeni în 30 de ani solului nostru. Asta înseamnă că orice teren cu bonitate de 80, 70, extrem, un pământ bun, care aduce roadă, care este inclus în cartea roșie, acum poate fi decopertat, schimbată destinația și scos și vrei din trânsul, fără să mai întrebi guvernul, prin Consiliul Local. Dar noi știm ce înseamnă consiliile locale. Un băiat smecher poate să-și cumpere 10 consilieri, să aibă decizii și de ce să plătească guvernului dacă poți să plătești unui consiliu local să schimbi destinația. Fața locului încă o dată demonstrează de unde să scot bani. Iată, ei vin din partea cealaltă, pământul îl decopertează și îl pun pe sol arabil și de aici scot prundiș, scot nisip, fracțiuni și fac bani. Iată, asta e Republica lui Papură Vodă, unde după noi să ardă și potopul. Ia că așa să fac bani. Nu mai întrebați așa din diaspora cine face bani și cum fac bani. Au făcut bani și pe timpurile lui Plahotniuc, și pe timpurile lui Dodon, și pe timpurile oamenilor buni. Unii, Ministerul Mediului. Eu vă garantez că nu e nimic legal în cariera asta. Nimic, nimic legal. Dacă până acum noi spuneam că e Nichiforciuc, acum cine face și extrage din carierele astea? Cine extrage din cariere? Până acum Andronache fura cu Nichiforciuc. Acum cine fură din cariere? Întrebare pentru deputații noștri din majoritate parlamentară, impotenții. Nu vreți să veniți la fața locului. Am înțeles că ați fost la fața locului și v-ați făcut de rușine, ați zâmbit elegant și v-ați întors și ați plecat. Atât așa vreți dezvoltare economică, voi vreți în buget bani, voi vreți salarii și pensii. Iată-l, prundișul. Așa, iată, este prundișul. Acolo e nisipul și cariera făcută în fâșie forestieră cu modificările de rigoare. Și aici îți bănuți pentru decopertare, bănuți pentru actele emise. În rest, băieții fac saci de bani și nu-i interesează cine la guvernare. Probabil sunt part cu cei care astăzi decid soarta noastră. Rușine, eu nu am nicio așteptare că vor veni la fața locului șefi. Eu aș face o adresare către noul procuror anticorupție. Doamna Drăgălin, foarte multă lume și-o legat așteptări mari, ați venit din America, veți lupta cu corupția. Veniți aici la fața locului, grămădiți toate instituțiile și să vă spună cum s-au obținut autorizațiile, cum se extrage din cariera asta, cine a făcut, care primar, și consiliu, și ministru, cum ministerul mediului a putut să ofere 27 de hectare de depozit subteran fără să aibă drept de proprietate asupra terenurilor. Aici sunt o serie de acte și toate actele vă le pune la dispoziție cancelarea, toate actele vă le pune la dispoziție instituțiile statului. Sunt acte, dacă voi știți să citiți, vă puneți mâinile în cap. Eu numai o parte vă le-am arătat. Acte false, alte falsificate, acte care se bat cap în cap, eliberate de instituții de stat. Și nu vă interesează nici pe unul? Hai să vedem ce o să întâmple cu cariera asta. Noi nu vă lăsăm în pace.